Salutăm, oameni buni. Băi, azi ne întoarcem din nou la car vlog. Și ulea că sunt toate. Să mă văd dacă sunt. M-a urât să frate. Băi, e parcă era mai frumos. Parcă. Trebuie să lăs și un cuț. Să-mi pun suportul cum eu cu. Ce dracu sunt așa. Bă, nu știu unde să-mi pun suportul. Ai. Am căzut. Să vedem, trebuie să nu stă. Așa. Bă, nu știu dacă ați primit notificare pe telefon. Făcând live. Nu știu dacă sunt notificare. Așa, da. Asta-i treaba, las ceva. Vei mănânci și stai degeaba. Să mulțim și noi camera. Băi, mi-am lăsat cuiul la mașină, adică la remorcă. Mi l-am lăsat și eu jos. Pentru că a mea e... Mamă, dar ce n-aș promos. A mea e zic. Salut, director, salutați. E din ăla, genul automat. Uine aici. Îl bagi, îl scoți când vrei. Și... L-am lăsat jos de frică, să zic așa. Am avut multe faze zilele astea, chiar dacă nu mai pe rock. Zilele astea am avut parte de fest faze din trafic. Dar știi cum e faza, că tot timpul ți se întâmplă când nu filmez, gen în cazul meu care vreau să pun chestiile astea în modul online. Da. O să știi, poate avem parte din fază de... Cu toate că aș prefera, sincer, să fiu să nu am parte de tot felul de fază, tot felul de incidente. Când, ome, mâine, tocmai de asta am făcut live-ul ăsta azi, mai mult așa ca să vă anunț că mâine, azi n-am mai apucat să mai fac live. Vă zic și de ce munc aseară până să știu, la vreo 2-3. Am venit de la muncă, super obosit, nu am mai... riscat aseară să fac live. Însă azi la fel, m-am trezit la 12:30, 1 până am mâncat, până m-am mai scremut eu prin casă, până nu știu ce. S-a făcut deja ceas, era foarte târziu și n-am mai făcut nici azi live. Însă ținând cont că mâine sunt liber, am liber la muncă, adică am liber în fiecare luni. Mâine o să fie live foarte multe ori. O să continui dimineața, să zic așa, la ora prânzului, după amiază, cum vreți voi. O să facem, o să continuăm cariera aia pe NFS Payback, pula aia, cum se cheamă, Hopac, PC, te hotărăști ce faci? Cam i-aș bani la cec și cec în buzunar. Și spre seară facem Omega, CSGO, ce o să mai fie. Unde pleci? Mă duc la muncă. Eu lucrez duminica. Am același program ca și în timpul săptămânii. Și acum mă duc. Mergem la muncă astăzi. Am o nebuneală. Bă, poate în viitor, dacă o să ne strângem mulți și chestii, 300, poate o să facem un vloguleț la muncă cu coleguții mei. Hai, Johnny, bravo! Așa mă, tată, frățiorul din mânuț traversează strada. Auto, că trec cu bravo, cu scuterașul. Fest! Ăla, de ce ăla se poate numi că e NFS
păi pe modul race. Eu în momentan sunt pe modul moșneag. Păi te faci că mergi în dreapta și vii tot înainte. Una în spatele meu cu o panda. O trebuie una și cu bericica în mână. O trebuie să-mi cordam să-ți ia, frate. Mamă. Johnny Bravo, mă scuz că nu te-am lăsat, dar... Asta e una dintre intersecțiile alea de amor în care nu se semnalizează, nu se intră ca bou, mai pe scurt. Băi, deci uite, una, două, trei mașini, una nu a semnalizat. Deci una nu a semnalizat, mă jur. Băi, deci una. Uite, ăștia doi din față își fac poză și era cu mâna pe cur la el. Să mor dacă te minte, era cu mâna pe cur la el. Bă, ești prost să te lasă, să vede puța pe bicicletă? Hai că da. Hai că da, i s-a văzut puța. Mă, uite cât e fain de stânga aici, dar nu-l vedeți voi. Eu mă după câinilor, cum mă după pizdi. Băgam eu aș banii eu la cec și cec un buzunar. Băi, deci vezi, culmea culmelor, frate. Când am făcut show live-ul ăsta pe telefon și așa, bă, toți merg, frate, legal, cât de cât acolo. Din contră, parcă eu mă simt că nu merg legal azi. Dar nu știu ce. Sincer. Dar mă ajut doar la... Spălian. Băi, mai ardem și-o leacă pe modul NFS. Se analizez stânga și mă pun pe banda de dreapta, ești prost. Băi, că zic că azi mă simt eu că merg ilegal, așa e cu aia. Deci mă simt că merg ilegal, sunt adevăr ilegal. Nu pot zic că merg ilegal, că ilegal înseamnă să merg fără permis, fără act, la mașină, fără nu știu. Merg neregulamentar în pușca mea. Că nu găseam cuvintele. Le-am lăsat acasă cuvintele. Băi, frate, bă. Bă, pui cuții nimica. Bă, trist azi. Să-mi fac cel parcă se vede că-i duminică. De ce ești prost? Uite, doi proști. Dacă stați, sunteți proști, stați în pula mea acolo de fraier. Și pula mea să vă fac.
dacă sunt ies proști. Deci ce să-ți fac? Ai, sunt băia pulă. Bă, am zis că nu mai vorbesc așa urât prin asta, dar nu mă pot abține. Deci ăștia cu taxiurile sunt vapura, câteodată se consideră, frate, dacă avem și o ambulanță în spate, câteodată se consideră pe bune, de făcut mama măsă stradă. Eu nu depășesc autobuz, eu nu-mi place să depășesc autobuz. Mă pare rău, hai decât dacă vrei, eu nu depășesc autobuz. Pentru că nu. Nu vreau să iei autobuzul, bă, săracu. Dă-te, mă, beatle-ul meu din NFS. Două băbuțe la dreapta noastră. Domnul Ignaț Chiele. Hai să vezi. Să vezi ce linie să dai cu băbuța din dreapta. Deja fur startul. Hai mă că ăla din față s-a făcut verde. Ce fain de dat ăla din față. Deja am făcut-o pe băbuță. Deja. Iată-l, se bagă, nu se mai zază, n-are ce treabă. Dar ce, bă, dar noi ne băgăm, bă, dar noi dacă avem de asta, ne băgăm unde vrem. Dar nu, și contează. Te mai răi ca românii, cu dacile. Hai că mi-am făcut-o șutul ăsta. Băi, dar ce mi-am făcut șutul ăsta? De acum ce pula mea să mai fac? Mă duc mai în față. Hai că nu mai strebe. Ce muie, ce muie. Bă, ăla se face stânga pe interzis. Voi nu vă dați seama, dar era unul cu mașina roșie pe stânga, pe sens celălalt. Și vrea să facă stânga și acolo e interzis, e sens unic. Retars, coai, retars. Uite, uite cum merge, uite cum merge. Băi, uite cum mergi, băi, ești prost la cap. Hai, Johnny Bravo, dacă îi dai tăi, dacă nu, bagă-te prima bandă. Să vezi cum îi frânează acușa, aici este cașcarabete din aia de radar fix. Și să-i vezi cum îi frânează, dar nu mai este radar acolo, nu mai e nimic. Băi, da, ne frânează acolo la greu. Limite de 50, na, abis. Merge un regulamentar la limite de viteză. Dar în rest la cedează trecerile la asta, n-au nici treabă, te vezi la copul, ca opelul roșu și frânează, bobiță. Bobiță și ăsta pe banda ta, că așa îți dau un jet, de nu-ți vezi. Hai, să-i dăm spre muncă. Hai mă, retrage-te pe prima bandă.
Da, mă. Sensul ăsta giratoriu, bă, nu știu, fraților, dacă greșesc, ziceți-mi. Ăla din stânga care vine, are stop. Deci din stânga sensul are stop. Eu am cedează trecere, automat dau cedează trecere după capul meu la ăla care deja a intrat în sensul giratoriu. Dar nu la ăla din stânga. Ăla din stânga are stop. Deci se vede stopul ăla cât e el de mare. În mod normal, din punctul meu de vedere, când ai stop, trebuie să te oprești, să faci stopul câteva secunde de oprit. Înțelegi? Și după aia să continui deplasarea. La cedează trecere te asiguri și ai intrat. Gen, și pe ce vreau să zic eu, te uiți dacă îți vine vreun, că este vreun unul în sensul giratoriu, dacă nu este, iată, ăla înseamnă cedează. Dar un stop se face, stop. De-aia se cheamă stop, că trebuie să te oprești, din punctul meu de vedere. Vă zic, din ce țin minte eu și din ce legislație am făcut eu și mi-aduc aminte, așa consider eu că e normal. Dacă greșesc, vă rog frumos, în comentarii, scrieți-mi acolo, bă, frate, ești tu tâmpit la cap, ăla nu contează, dacă îți vine din stânga, trebuie să-i dai prioritate. Pentru că mulți, din punctul meu de vedere, mulți consideră chestia asta, că automat el îți vine, gen, vine din stânga, eu trebuie să-i dau prioritate, că îi deja a intrat. Dar înainte de toate, el are un stop, e ca și cum ai face, din punctul meu de vedere, exact aceeași treabă, ca și cum ai face adunarea și scăderea înainte de mulțire și împărțire într-o ecuație matematică. Cam aia e din punctul meu de vedere comparația care aș putea să fac cu sensul la girator. O să-l arăt într-o zi, o să-l arăt pe live pe Google Maps ca să vedeți despre ce e vorba. Chiar uite asta, băi, e o chestie care m-ar putea, bă, mental pe mine liniștească. Cu ăștia oricum nu se întâmplă nimic, ca stați liniștiți, că ăștia zi o babă să-i găsi sandwich, trăi ver familia. Bă, o canxonez și tot te-au, bă, tâmpitule, mâncam-i curul, uite, și tu, dar moșule, dacă ai fi semnalizat, mâncam-i curul, că faci stânca, nu mă opream și eu la jumate sensului giratoriu. Dar cum nu semnalizați, bă, cum semnalizați, să continui direcția de mers înainte, în pula mea, dar nu... În fine, sunt multe chestii care în trafic lasă de dorit, atât aici cât și la noi în țară, stați liniștiți, că și la noi în țară sunt niște palete de șofieri, câteodată te doare capul. Te doare capul câteodată, da? Asta e viața. M-am un RS, un Focus, Ford Focus RS în spate. Fai, ce crimă arată. Sunt ca RS-urile alea din FS Payback. Bă, și e alb, știi? Nu e tunat, e stock, dar arată belea. Bilea arată. Băi, oricum, mai am și un pic ca ajung la muncă. În seara asta, băi, nu promit, dar consider că o să facem un live-uleț. Tot nu dormeam, mașina acolo. O să încerc să fac un live-uleț în seara asta. Depinde de la ce ori vin la muncă. Dacă vin, ajung până în 12:01, ora e de aici. Hai să zic că fac, dacă ajung mai târziu, never. Tomorrow, all day, live streaming, no problem. Dacă am spicuit o leacă și nu-mi interzește. Uite cum s-au mirat prin copace. Da, am zis, dacă reușesc să fac azi, de seară să fac un live prin FS, bine, dacă nu, mâine, toată ziua, o ardem pe live gaming, Omegle, ce prindem, CSGO, facem de toate într-una. Însă seara asta nu vă promit. Încă o dată scuzi că nu am făcut azi un live din FS. Da, facem mâine, este timp. Mâine poate găsim și celelalte 3 rable de pe FS. Pe care, sincer să fiu, eu o să le găsesc și o să le vând, sincer, ca să fac bani pentru... Toate că am luat camarou ăla ieri, cred. Ieri sau altă ieri, știu? Așa, ieri, parcă. Așa, l-am turnat un pic și băgăm cursii babane cu camarou și mai avem acolo. Dar, fraților, până la alta, eu am fost acționat.
azi am fost în live, în trafic, live în trafic, așa. Între timp eu ajung la muncă, mă așteaptă o zi, I think, very, very grea. Hai, bobiță, dacă te-ai băgat, că ai renouă să frumos. Mulțumesc care vă uitați la mine, vă mulțumesc. Lună nașu, nașelu, îi mulțumesc încă o dată pentru donații de alaltir sau când a fost de 25 de coco. V-am pupat, respect maxim, grijă mare de voi și ne auzim mâine pe un live din ăla forță. Bau, bau!